abia am ajuns, am fost pe Transmăgărășan, am alergat 84 de kilometri pentru Roșia Montană și cu proiect Pădurea Copilului. Și am zis, bă, trebuie să vin și aici, deci nu pot să stau acolo locului. Și am venit să susțin la salvarea Roșiei Montane și când am auzit, mi-am zis, frate, că sunt peste 5.000 de oameni, nu am venit să cred. E foarte tare că oamenii au luat atitudine, au ieșit în stradă să spună punctul de vedere, să fie uniți pentru salvarea Roșiei Montane. Mi se pare super tare. Nu știu, n-am cuvinte. Îmi pare rău, n-am cuvinte. E doar minunat ce se întâmplă, dar pot să zic că e minunat că oamenii s-au mobilizat și că au ieșit și că și-au dat seama de gravitățile care se întâmplă la noi și că au făcut tot marșul ăsta și au blocat circulația și că atât de mulți oameni au aflat despre chestia asta numai datorită marșului și e extraordinar. Dar n-am cuvinte elevate, sorry, asta e, sunt doar super curioasă. Se pare minunat. Chiar eram puțin îngrijorat că tinerii din ziua de azi nu mai au, tineri la Revoluție. Nu mai au și ei puțin curaj în ei. Și acum simt că parcă vor să-și ia țara înapoi și asta e bine, asta mă bucur. Îmi dă o speranță așa, un picuț. Și mă bucur, sunt frumoși, sunt minunați. De 8 zile văd cele mai frumoase proteste din 90 încoace. Dacă ar fi să compar cu protestele din 2012, cum vezi acum lucrurile? Cred că e o variantă mult mai dură și mult mai apropiată de ceea ce a fost mișcarea Occupy și Indignados în Europa și în America de Nord. Cred că atunci contextul politic era foarte complicat. Mass media era mult mai prezentă acolo, ceea ce a distorsionat puțin protestul. Eu cred că protestul de acum este mai mare și mai autentic, pentru că avem pe de o parte societatea care s-a mobilizat cu resurse foarte mici și pe de altă parte politicienii care sunt aliniați în spate la aceleași proiect și trag cu sine și presa română care cumva e cooptată în jocul ăsta de putere și nu relatează cum ar trebui protestul. Cum aș putea să descriu seara asta, cred că sloganul care mi-a venit în cap a fost uimiți, salvăm Roșia Montană. Pentru că și în spatele nostru acum nu-mi vine să cred că după 8 zile de protest au ieșit atât de mulți oameni și mă bucur teribil, adică ieri și alaltă ieri am trecut printr-o perioadă de gândire în care ziceam, aveam impresia că suntem într-o buclă din care nu mai ieșeam doar cei 3.000 de oameni care apar în fiecare seară, dar se pare că funcționează și dacă o să continuăm chestia asta, s-ar putea să ne audă până la urmă cineva. Pentru că ce mă doare pe mine personal cel mai mult este indiferența. Indiferența oamenilor și lipsa acelui organ de drept de a te indigna. Eu tot spun de ceva vreme că revoluția aceasta m-am numit-o e mai mult decât patrimoniu, mai mult decât mediu, mai mult decât o problemă economică de la Roșia Montană. E miza generației noastre și dacă vom reuși să-i dovedim pe cei care, pe decidenții care vor vota în Parlament în săptămâna următoare, cred că cei pe care îi vedem acum aici vor avea curajul să iasă și pentru alte probleme cu care se confruntă România.